Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars, un nou episod în care o să luăm Star Power-ul de pe shop pe care l-am pe Bea. Păcat că nu este și Star Power-ul pe Max, am văzut că este un Star Power genial, a apărut și skin-ul pe Max, dar o să-l cumpăr pe live. Nu prea este mare diferență între skin-ul acesta și skin-ul acesta, doar că e albastru. În fine, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți pentru Star Power-ul pe care o să-l luăm. Dacă s-ar putea să strângem peste 5.000 de like-uri, ar fi minunat. Nu uitați să dați follow pe Instagram, mădălin.adrian23, TikTok, mădălin.adrian234. Și vreau să vă prezint noua mea jucărie. Tadam! Și dacă se vede foarte bine, este un stream deck. Noua mea jucărie din setup. Stream deck-ul cred că știți despre ce este vorba, dacă nu o să vă explic acum. Este acea, un fel de tabletă cu butoane, în care te ajută foarte mult la live-uri, la filmări și așa mai departe. Când ai apăsat pe un buton, practic s-a schimbat scena. Când apici pe buton, se oprește, se pornește înregistrarea. Multe alte chestii, opțiuni. Chiar acum o să-i facem unboxing. Bine, că am tăiat eu chestia asta. O să-i facem unboxing acum și eu o să-l setez ca să vă arăt cam cum merge treaba. Uite, așa arată. Gen așa arată. Opa, stai așa că asta e cărticica. Asta este cărticica de la el. Cam așa arată stream deck-ul. Cu diferite butoane, deci sunt 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ori 3, 15. Și trebuie băgat să fac setup-ul, să-l bag în unitate și să vă arăt după aceea cum o să apară efectiv pictogramele pe acest stream deck. Am conectat stream deck-ul, după cum observați, bine, trebuie să pun eu că așa arată foarte, foarte nasol. Nu știu dacă vedeți foarte bine, ia să vedem. Vedeți cu iconul ăsta sau nu știu cum să spun eu, arată iurea, o să pun eu probabil... cum să zic eu, avatare speciale pentru Brawl Stars, pentru Zuba, o să pun cu avatarul special. Mi se pare un lucru foarte inteligent. Am pus primul buton de înregistrare, cred că o să oprească înregistrarea și acum am pornit-o. Dar eu o să pun pe videoclip și o să editez. Aici este scena de Brawl Stars, scena de Brawl Stars, Brawl Stars episod. S-a mutat pe Brawl Stars episod, după aceea dacă vreau să mă mut pe Zuba, am apăsat pe buton, s-a mutat pe Zuba. Deci totul printr-un simplu buton, nu mai trebuie ca să mai mut scenele din obie sau whatever. Pentru asta este conceput stream deck-ul acesta. Are multe alte chestii, dar bineînțeles trebuie să cumperi de la Elgato, trebuie să cumperi toate chestiile de lumină, de absolut tot, de captură de captură de joc, mi se pare, sau ceva de genul, captură de înregistrare, whatever. Aș vrea lumina aia aceea, e foarte genial pentru că eu am o lampă de asta sărăcie și aș vrea și lumina, dar sincer, e cam scumpicică, vreo 1000 de lei mă ajunge și lumina aceea. Că vreți să aflați mai multe chestii și mai multe informații, aveți primul link de descriere de la site, absolut tot găsiți în linkul din descriere. Încă o chestie șmecheră, știți, pentru, pe live-uri, că eu tot timpul dădeam și căutam. Bam, a apărut like-ul, a dispărut like-ul, doar dintr-un simplu buton. Am apăsat aici pe buton, like-ul, vine like, bine, să este de la un live. A rămas salvat, am luat like-ul imediat dacă apare enervant. Și aia cu full screen-ul la fel, dar o să pun, o să setez eu gen cu full screen-ul imediat, ca să apară imediat pe full screen, imediat când apăs. Mi se pare un lucru genial, frate, adică chiar un lucru genial și îmi face munca mai ușoară, sincer. Multe setări o să facă pe viitor, acum hai să-i dăm drumul la episod ca să cumpărăm Star Power-ul Honeycut. Coat, cred că așa se spune. Aștept și pe Max pentru că este genial, am văzut că are hituri infinite, adică dă când se mișcă, efectiv își carcă hituri mai rapid și are hituri infinite. Ok, unde este unic? Aici, ok, bun. Nu știu dacă este mai bun, cred că acest Star Power, băieți, acest Star Power este mai bun pe... Stai să pun aici, că încă n-am setat pe stream deck, ca să pun pe full screen. Acest Star Power este bun în bătaia 1v1, cred, părerea mea. La 1v1 face diferența, dar de la distanță cred că ar fi mai bun... Star Power-ul cel vechi, adică primul, cum s-ar spune. Ia să vedem, brodere. Ok, am luat primul power-up. Și ciroglesc, am trofee măricele și pe această Bea. Și la trofee măricele se face teaming-ul ăla cel mai mare. Ok, hai că pot eu ca să fac ceva. Ia iurea rău de tot mapa. Dacă era pe mapa de ieri și venea Star Power-ul pe mapa de ieri, era ceva, era un lucru mai genial. Așa pe mapa asta. Pe mapa asta e puțin mai greu pentru că sunt pereți și boscheți și tot felul de nebunii. Ok, am dat heal la cioară. S-a băgat la perete imediat. Noi o să stăm Cilean, o să stau cât se poate de Cilean ca să nu mă grăbesc. Nu știu dacă este cineva pe aici. Oricum, indiferent de situație, trebuie să dau hit-ul ca să verific boscheții. Chiar dacă am hit-ul ăla special. Înțelegeți ce vreau să zic. Ok, cioara s-a băgat la perete, clar.
Ok, și acum a fugit. Pe mine m-ar ajuta star power-ul ăsta dacă m-aș bate 1v1 cu cioara, pentru că efectiv am imunitate timp de 3 secunde. Ok, am dat heal la cioara. O să stau numai așa să fac la gen cu peretele. Hai că am dat și eu hit-ul ăsta. Nu știu ce să zic, băieți, despre mapa aceasta nebunatică. Ok, văd că ea încă se bat acolo. Dar e cioara aici care stă, man. Efectiv, vedeți bine, cam asta este jocul. Ok, hai că am nimerit cioara. Cam asta este jocul, totul este de perete, să stai la perete. Doamne, e incredibil așa ceva, e insane. Ok, am fost imun pentru câteva secunde și fii atent cine câștigă. Ah, Shelly, ok, bun. Ați văzut efectiv cum este jocul, am un trofeu. În fine, whatever, sunt la 151 de trofee. Jocul este foarte iurea la trofeele astea. Imediat cum am bătut eu, a venit el primul pe mine să ne batem. A murit și el ca prostul, a murit și eu și a venit ceilalți din boschie și au sărit pe noi. Să vă dați seama cât de genial e jocul la momentul de față, cum stau fiecare în fiecare boschete. Dar știți ce stric aici? Jocul. Pentru că au băgat efectiv mapa aceasta. Ok, hai că am reușit să omor. Au băgat mapa asta cu pereții și boscheții ăștia, acolo pe mijloc. N-avea ce căuta. Ok, aproape să dau și hit-ul acela. I-am dat hit-ul din nou, vreau să bag chest-ul. Power up-ul mă ajută extraordinar de mult. Eu am și imunitatea dacă e să mă duc să mă bat. Să mă bat 1v1 cu să mă bat 1v1 cu orice jucător, am imunitatea. Ah! Ok, nicio problemă, nicio problemă. Dar nu cred că este foarte... Hai că vine la pe mine. Nu cred că este pentru mult timp imunitatea, cred că este pentru 3 secunde sau ceva de genul. Aici m-a scos, aici m-a scos star power, băieți. Aici m-a scos star power, wow. Da, aici da. Pot spune că a fost bun star power aici. Nu știu dacă a fost la noroc sau a fost gen pe bune star power-ul. Dar m-a scos foarte bine. Ok, mai este Shelly, Bo și încă un brawler, dar nu știu care cum este. A, ia uite-l frate unde era. Ok, ok, ok. Practic asta este match-ul meu. Let's go, GG. Bun, ăsta da match. Da, m-a scos, băieți, m-a scos star power-ul la Daryl acolo, pentru că Daryl mă omora. Era glonț pe mine, era băgat în mine și mă rămâne, și rămâne în 1 HP. În 1 HP rămâne viață. Și scutul, se activează scutul. Dar nu e pentru mult timp, pentru 3 secunde, dacă era pentru mai mult, pentru vreo 5 secunde, să știți că era genial. Dar așa pentru 3 secunde, parcă me. Parcă nu este extraordinar de wow, dacă știți ce zic. Cioră Girles. Fii atent că Cioră Girles-ul vine mine. Dar nu știe că am imunitate. Adică și dacă era să dea hit-uri să, aproape să mă omoare, avem imunitatea. Asta e, nu cu bull nu mă pot pune. Problema e că este și Daryl. Nu știu pe unde, cred că este pe partea asta. Să nu mă apropii prea tare. Ia uite-l. Oricum aveam imunitatea din nou, chiar dacă dădea hit-ul ăla ultimul, nu putea să mă omoară. Să mă omoare, pardon, scuze. Îmi cer scuze. Ok, Bull cu siguranță se va băga la perete, adică indiferent de situație. Am dat un hit acolo. Hit la Shelly. Am omorât-o pe Shelly. Opa.
Opa, ce greșeală am făcut. Let's go, Doril. Doril. Let's go. Cât de aproape a fost. Dacă îl înțepam cu hit-ul murea din prima. Ce fă, mă, Cioro Gârles? Stai că se bate și... No way. Respect, Cioro Gârles. Al doilea meci câștigat. Al doilea meci câștigat de pe acest episod, băieți. 671 de trofee. Mă, sincer, meciul ăsta nu prea... Gen... Nu m-am folosit deloc de Star Power. Nu m-am folosit deloc de Star Power meciul acesta, băieți. Deloc. Bun. L-avem pe Obit aici. Zice, eu pot să mă duc să mă risc cu Obit. Pentru că efectiv am imunitatea. Dar mi se pare că imunitatea o ai doar o dată pe joc. Gen, ai murit și nu mai poți să o mai ai. N-au pasta, fraiere. Bă, dar nu, imunitatea nu durează foarte mult. Și mi se pare că acum nu mai am imunitate, nu? Nu mai pot să mai am imunitate. Ceea ce e puțin cam aiurea. Asta e bună la 3v3 imunitatea? Pentru că mor și după aceea ți se resetează și se face din nou? Sau la duo? Dar la solo nu mai pot să mai am încă o dată. Și durează mai puțin de 3 secunde. Durează mai puțin de 3 secunde. Asta este aiurea. A avut Bendaidu Shelly. Cum iasă din boscheți? Ah. Fiecare stă în fiecare boschete, băi. Asta este gen logica mapei astea. Cred că mai nou și de asta au și băgat-o. Ca fiecare să stea în fiecare boschete al lui. Ia uite-l post. De unde a ieșit băiatul? Da. Și nu mai Shelly, deci am rămas numai cu Shelly. Da, deci imunitatea asta se pune doar o singură dată. Și uitați-vă și voi, nu mai Shelly. Nu mai fiecare în boschetele lui. Ăsta este jocul. Din cauza asta se lasă foarte mulți jucători. Cum o să ia jos de tot, adică vă zic de pe acum, eu unul m-am plictisit de jocul ăsta, deci m-am plictisit grav. Noroc că mai bagă câte un Star Power, mai bagă câte un skin să mai și whatever, să nu mai poți juca. Dar eu unul, dacă ar fi să mă apuc acum de jocul acesta, să mă apuc din nou, nu m-aș mai apuca. Deci nu m-aș mai apuca, băieți. Pentru că nu este un joc foarte complex și nu e un joc foarte corect. Și el efectiv s-a băgat la chest și eu nu puteam să-i fac absolut nimic. Aici am scăpat cu un HP, m-a scăpat Star Power-ul, dar n-am cum să mă pun cu Bo. Trebuie să verific fiecare boschete. Ăsta vrea teaming. Am apucat să-i dau și hit-ul. Mamă, ce claxon, jmecher. Ok, ca să nu mă mai risc, am dat superul. Ca să nu mă mai risc să-mi facă el vreo jmecherie.
Ok, a murit. Bull de 9. A mai rămas Shelly. Am omorât-o și pe Shelly. Vine Ciurogârlesu. Este și Bull care are power-up extraordinar de mare. Trebuie să am grijă că eu nu mai am star power-ul, nu mai am imunitatea. Asta e nasul, că imunitatea asta o ai o singură dată, iar după aceea ți-a expirat, s-a dus. Pe când star power-ul celălalt poți să-l ai pentru mai mult timp. Adică pentru mai mult timp tot meciul, ce pă... Da. Minunat, minunat. Da. Și vă dați seama cine ar putea să câștige meciul ăsta. Chiar sunt foarte curios. Bull sau Bull? Cine câștigă meciul ăsta, băieți? Bull sau Bull? Chiar sunt foarte curios. O să stau puțin să văd. O să se aștepte la zonă și la perete. Pentru că, din nou, nu văd logica peretelui acestuia. Nu văd logica peretelui acestuia băgat la mijloc. Chiar nu văd. Pui peretele ăsta și bași chestul pe lângă el. Ia. Yeah. Wow! Băieți, cum de-a înghicit? Cum de-a înghicit că va câștiga Bull? Ultimul meci de pe acest episod. Trebuie să bag la loto. Nici că e foarte greu ca să-ți dai seama cine câștigă meci, mai ales pe jocul ăsta care efectiv nu, cum să zic eu, nu face diferența absolut nimic. Ce face diferența? Brawlerul și peretele. O mare porcărie. Mortisul care dă splash și stă la acestui. Uitați-vă și voi. Uitați-vă. Tipic. Tipic acestui joculeț. Ok, hai că am luat power-up-ul. Am fugit. A fugit că știa că dau hit-ul. Și era fatal pentru el. Da. Se la vi, bro. Se la vi. Ok, să verific eu dacă este cineva. Daryl-ul aici. Până la urmă cred că o să iasă el. Mai este și un Carl. Un Carl cu skin-ul ăla genial. Pe care l-am și eu, bineînțeles. Hai că i-am dat hit. Whatever. A fugit. Oh my god. Ok, Daryl-ul este încă aici. Bă, ești nebun! Doamne! Dă într-un nu-i asalt. Ferească-mă Dumnezeu de astfel de jocuri, băi. Oh, are și ăsta star power-ul. Și-a câștigat! Ăsta a fost ultimul meci, băieți. Ferească-mă Dumnezeu de astfel de jucători. Deci Daryl efectiv era băgat cu Mortis. Erau pe felie oamenii în boschet. Și când am dat într-unul, după aia am mai dat și în altul, au ieșit amândoi ca șobolanii. Și practic Daryl s-a bătut, că normal. Asta costă în timing-ul. Rău a ajuns jocul ăsta, băieți. Rău a ajuns jocul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare. Dacă doriți să mă susțineți în continuare, așteptăm și star power-ul pe max. Pentru că e mai șmecher, cred, părerea mea, decât star power-ul ăsta pe Bea. Toate cele bune, ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!